Elevii de liceu se află în plină febră a examenului de bacalaureat. De fapt, este vorba doar despre o simulare a adevăratului examen al maturității, ce este programat în vară, în luna iunie. În județul Suceava, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean, simularea bacului se desfășoară în această săptămână în toate liceele. Examenele au demarat luni cu proba la limba și literatura română, continuată miercuri cu matematică și se vor încheia vineri cu probă la alegere. La matematică. Și cum a fost proba? Destul de ușoară, chiar accesibil toate subiectele. Ai făcut? Da. La ce notă te aștepți? 6-6,50. Spune-mi, camerele de supraveghere au fost active? Da. Au venit profesori prin școală și la fiecare clasă unde era mișcare veneau și atenționau să nu se mai uite, să nu mai vorbească. Nu ne așteptam să fie chiar așa de ușor, dar na, sperăm să fie note măricele față de celelalte județe, că am înțeles că au fost foarte, note foarte mici. Tu la ce notă te aștepți? Nu știu, sper la un 6. Nu vreau mai mult. Dacă iau 6, sunt cea mai mulțumită. Crezi că dacă iei 6 la simulare, la examen, o să iei nota mai mare? Sper, pentru că vreau să dau tot ce am mai bun ca să iau notă mare. Practic, acum la simulare vezi ce goluri sunt și te pregătești pentru examen. Exact, exact. Și consider că e foarte bine simularea. Ne pregătește. Cum a fost în sală? Foarte discret, liniște și niciunul n-a mișcat. Mă aștept la un 9-9,50. Urmează să dau la Academia Militară și m-am bazat cu matematică. Și am învățat și să fie mai ușor. Ai început de anul acesta să te pregătești intensiv pentru... Între 10-a și meditație. Și este grea matematica? Nu. Dacă înțelegi, e ușor. Profesorii cum s-au comportat la clasă? V-au pregătit? Cel puțin profesorul de la clasă, noi ne-a pregătit, facem pregătire și sâmbătă pentru bacalaureat. Adevăratul examen de bacalaureat va începe în data de 26 mai cu înscrierea candidaților. Prima probă este programată pentru perioada 11-13 iunie, fiind vorba despre cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală la limba română. Și în acest an, elevii vor fi atent monitorizați de ochii camerelor de supraveghere.